Dragilor, sunt super happy și super mândră de mine. Poate suna așa egocentrist, dar nu e cazul. Efectiv, sunt foarte fericită pentru că cumva rezistența mea a crescut și am reușit chiar acum 2 sau 3 zile, nici nu mai știu exact, am ieșit pe faleza cazinoului la noi în Constanța și a fost tare frumos, a fost extraordinar, a fost un soare minunat și totul a fost minunat, efectiv, de la pescăruși până la atmosfera creată de mare și faptul că am revăzut marea după o bună perioadă de timp. Cred că m-a ajutat enorm și am fost super happy că am reușit să merg dintr-o parte a falezei până în cealaltă, adică să merg și să mă întorc, ceea ce a fost extraordinar. Nu vă spun, apoi am mers să beau o ciocolată caldă și efectiv după aceea am ieșit și mă normal ar fi trebuit să iau un Uber, mă rog, sau Bolt. Și zic că ok, hai că mai e puțin, merg o trecere și mai merg puțin 50 de metri și ajung la stație de autobuz. Și zic ok, hai să iau autobuzul. Și gândiți-vă că am luat autobuzul după un an și ceva și m-am simțit așa super... super încrezătoare și super fericită, bineînțeles, că am reușit să fac lucrul acesta. Am coborât în stația apropiată de locuința mea, am fost, chiar trebuia să-mi ridic un coleg de la Easybox, am fost acolo, apoi m-am întors și într-un final am ajuns acasă și a fost extraordinar, deci am mers în ziua aceea, cred că am mers peste un kilometru, să spun așa, pe jos și am fost super încrezătoare. Și mă bucur tare mult că aceste ședințe de recuperare mă ajută într-adevăr și m-au ajutat. Chiar apropo de astăzi am început kineto și a fost super, a fost bine. Mâine merg la masaj, apoi iarăși kineto. O să fiu aglomerată destul de mult în perioada aceasta cu recuperarea, însă bineînțeles asta este spre binele meu și sunt super happy. Și Doamne ajută să fie bine și să reușesc așa din ce în ce mai mult să obțin ceea ce mi-am dorit și cine știe, Doamne ajută, poate în vară merg pe bicicletă, cum ar fi. Este mult într-adevăr până acolo, dar nimic nu este imposibil și poate ușor, ușor, nu poate, cu siguranță voi reuși să fac lucrurile care mi-aduceau bucurie și plăcere înainte, no? Și nu mai spun de munte, că mi-este atât de dor să ajung pe munte de nici nu vă imaginați. Dar o să ajung eu și acolo cu siguranță și cine știe, poate ne vedem prin Ceahlău, pe Moldoveanu, n-am reușit să ajung în zonele alea și mi-ar plăcea tare mult. Vă îmbrățișez, cam astea sunt actualizările, să spun așa. Sper că voi sunteți bine și sunteți ok, sunteți bine, așteptați perioada aceasta a primăverii, a renașterii, da? Să avem cu toții o renaștere interioară, mai ales că acolo e nevoie și acolo este cheia. Vă îmbrățișez, dragilor, vă mulțumesc din inimă că sunteți aici, că mă susțineți și sper în curând să ne auzim cu o nouă carte. Vă îmbrățișez! La revedere!